Bunătățile rămase după sărbători nu se aruncă niciodată. Cântăreața de muzică populară, Mariana Birică, este recunoscută pentru mâncarea gustoasă pe care o pregătește, dar cel mai mult iubește să facă dulciuri. Ea ne-a dezvăluit cum putem să transformăm resturile cozonacului într-o prăjitură delicioasă. Mariana Birică este talentată nu doar pe scenă, ci și în bucătărie. Solista de muzică populară se transformă într-o bucătăreasă senzațională în perioada sărbătorilor, când pregătește toate bunătățile tradiționale. Acum, Crăciunul a trecut. Artista a rămas cu multe felii de cozonac pe care s-a gândit să le folosească într-o prăjitură inedită. Am inventat prăjitura de cozonac, ca și un tort. Hai să vedem exact ce avem nevoie. Feliile de cozonac, da? Am tăiat feliile exact de la sărbători, pentru că zic să întrebați persoana care a și făcut prima dată tortul de cozonac. Și a rămas, renumit tradiție, în familie. Renumit în familie, toată lumea îl cere și dacă nu rămân cu cozonac după sărbători, tot cumpăr ca să-l avem. Ajutată de fiica și de nepoata ei, Mariana ne arată pas cu pas rețeta unui desert simplu și gustos. Rețeta este foarte ușoară. Ideea e așa, de însiropat, dacă nu aveți acasă cum avem noi, compot sau, mă rog, ce preferați dumneavoastră, apă cu zahăr și cu rom și stafidele lăsate în rom, eventual o oră, două, dacă de preferat peste noapte. Gustată, ia să vedem, e bună crema? Ia, controlul calității. Cea de... Bună, nu? Bun. Ia gustos și pasta. Și asta... Artista a făcut pentru prima dată acest tort sub îndrumarea fiicei, iar acum s-a specializat în această rețetă, pe care o face an de an după sărbători. Secretul constă în doar 3 ingrediente: felii de cozonac, o cremă și câteva fructe. Pune, și pune acum peste crema aici, lui bunica. Așa. Haide. Așa, uite, te ajută mami, punem și un pic de vișine, așa. Așa. Mai și dumneavoastră, doamna Mariana, să punem așa, să vedem cum este munca în echipă. Nepoțica Marianei, care are numai 4 ani, este și cel mai mare ajutor al artistei în bucătărie. Miriam este nelipsită de lângă bunica ei, mai ales când face această prăjitură. 3 generații, vă dați seama că ea va ști de mică să facă diferite produse, pentru că ea e de fiecare dată alături de... E bucătărea sa. Odată finalizată asamblarea tortului, desertul se lasă la frigider pentru câteva ore, astfel încât aromele să se îmbine. Iar Mariana Birică știe foarte bine că nu poate da greș niciodată cu astfel de prăjitură. Viața de părinte este plină de provocări și aventuri, dar dincolo de toate, plină de bucurii nemăsurate. Iar asta o știu toți cei care se află în acest rol, dar mai ales Ileana Sterp. Tânăra mamă este nedespărțită de copiii ei, drept dovadă pe fiul cel mic îl ia peste tot. Ce înseamnă și cum se desfășoară viața de familie pentru Ileana ne povestește chiar acum. La numai 29 de ani, Ileana pare să aibă tot ce și-ar putea dori cineva. 2 copii frumoși, un soț iubitor și nume de familie care a ajutat-o enorm în cariera ei din mediul online. Este cel de-al 2-lea copil al familiei Sterp și a crescut într-o casă în care a simțit de mică unitatea familială. Ne dorim ca toată lumea să fie așa, toate familiile să fie unite. Da, chiar ne dorim să fie așa, toți frații, eu nu pot să înțeleg cum 2 frați pot fi certați sau cum un copil cu un părinte să rămână certați. Nu, așa ceva trebuie să fie exclus din lumea asta. Ne pare rău totuși că nu avem o casă de aia mare, imensă, unde să locuim toți. Cred că ar fi. Dar cum azi, ne vizităm foarte des și poate pe viitor, cine știe. Da, ar fi un plan pentru 2024. De ce nu, exact. Cea mai mare dintre fiicele familiei Sterp se mândrește la rândul ei cu 2 copii frumoși, o fetiță de aproape 3 ani și un băiețel de numai 8 luni. Și pentru că ultimul membru al familiei necesită foarte multă atenție, Ileana este nedespărțită de bebeluș, dar și de sora ei mai mică, Gabi, care o ajută foarte mult când vine vorba de cei 2 copii. Peste tot îl iau cu mine pentru că îl alăptez și nu pot să-l las acasă. Se hrănește de la foarte cu minte, extrem de cu minte. De acasă până aici nu l-am auzit. Se trezește și se uită. Nu știi că s-o trezi dacă nu te uiți la el. Să aibă toată lumea soră cum am eu, oricum.
Geta e atât de implicată cu copiii. Chiar înainte vorbeam că ea iubește atât de mult copii, însă ea încă nu are, dar sperăm că pe viitor Dumnezeu să-i dea și ei. Pentru Ileana, maternitatea este o binecuvântare și pentru că își dorește o familie cât mai mare, tânăra ia în calcul și un al treilea copil. O să spun că viața mea s-a schimbat în cel mai frumos mod. N-aș spune că las deoparte tot greu, pentru că da, uneori e greu. S-a schimbat, cum am mai spus, viața mea în cel mai frumos mod și recomand femeilor să devină mame dacă vor să facă o schimbare așa în viața lor înspre bine. Ileana trăiește de mai mulți ani o frumoasă poveste de dragoste cu soțul ei, Daniel, care este antreprenor. După mesele îmbelșugate de sărbători și pahare pline de băutură, e rost de relaxare. Și unde te poți simți ca în rai, dacă nu în bazinele cu apă termală, într-un decor exotic? Sute de bucureșteni și turiști au profitat din plin de ziua liberă la piscine sau centre spa. Ca un magnet au fost bazinele cu apă termală ale acestui centru wellness de la marginea capitalei. Cine s-a aventurat aici prin palmieri și alte plante exotice, cu greu s-a mai îndurat să plece. E un pic de relaxare după sărbători, după ce s-a mâncat cozonac, sarmale și toate cele, pe că se merită. Ce ați făcut de când ați venit? Am venit de aproximativ o oră, am stat și noi la un pic de apă caldă în piscină, acum la saune și relaxare toată ziua. Renata și Roland sunt din Târgu Mureș. Aveau programat un zbor peste hotare, dar s-au gândit să facă un mic popas și aici. Am văzut foarte multe videoclipuri aici și mi-a plăcut locul și în realitate e mult mai fain decât în poze. Deci recomandăm. Am fost în Galaxy, am fost aici în Palm și am mâncat. Deci, da, și am fost afară, deci afară e foarte fain. Apa e mult mai caldă. De altfel, mulți dintre cei care s-au bucurat de răsfăț sunt din alte orașe. Violeta și George au venit din Târgoviște la București pentru a trăi o astfel de experiență. Am să faci un pic de relaxare după sărbători, după atâta mâncare și na, după aia începe munca. Am venit la 8 de dimineață, de când am stat prin apă tot timpul. Fascinați sunt și străinii. It's the first time in Bucharest. It's really good, yeah. It's quite good. Just the first hour, but I want to visit everything there because it's really nice. We choose to have a day here and to have some relax because life in Italy is a little bit frenetic. Aici timpul pare că stă în loc, iar grijile lipsesc cu desăvârșire. După ta mâncare și distracție mai intrăși la apă, puțin la burtică. Și a zis că e... La fel trebuie și ea să... Până facem oftere acasă dacă ce a pus pe mine. Și a zis că dacă vă relaxați aici puțin mai... Mai dă jos din... Ne-am cam puturoși cu sărbătorile astea. Te mai suiți? Eu de-aia mi-am luat și ochelare, că mă uit în altă parte să nu mă vadă soția, știți? Și credeți că merge așa? E, până mă prinde. Am mai fost și... Acum o lună și ne place aici, e frumos. Și aici ai ajuns? Am ajuns pe aici, da. Și e frumos, nu vedeți din toată țara și în afară veniți aici. Și e și cam bine la preț. De departe, bazinele în aer liber au fost atracția principală. Nu-i frig, dar e relaxant. Chiar aveam nevoie de o perioadă de relax. Mă dezmorțesc după anul nou, după băutură, după toate alea. Dezmorțeala e tot cu băutură sau? Nu, momentan eu șoferul. Reprezentanții centrului spun că în această perioadă mii de turiști optează pentru acest loc. Este puțin mai multă lume decât de obicei și e firesc să fie așa. Vor să înceapă anul cu dreptul și încă este perioada de concedii și vacanță școlară și toată lumea a ales să petreacă timpul aici. Ne așteptăm să ne atingem capacitatea, deocamdată mai sunt locuri, recomand insistent achiziția online a biletelor de acces, pentru că asta face și procesul de acces mai rapid. Tariful pentru o persoană începe de la 59 de lei și poate ajunge până la 180 de lei în funcție de facilitățile alese și timpul petrecut. În schimb, mulți caută să scape de kilogramele acumulate de sărbători prin exerciții la sala de sport. Așa că mergem și noi să vedem ce ne recomandă specialiștii. Colega mea, Mădălina Lambrinoc, vine cu detalii. Bună ziua, Mădălina! Te ascultăm! Doamnelor, domnilor, bun găsit tuturor! Cu răbdare și perseverență putem scăpa de kilogramele acumulate, însă secretul îl știe Alexander Florescu. Alex, o să-ți lansez o provocare și o să te rog să ne arăți 3 exerciții pe care să le putem face cu toții, prin care scăpăm de kilogramele acumulate.
Bineînțeles, 2024 este anul când cu adevărat trebuie să începem să facem mișcare. Dacă nu am reușit până acum să facem acest lucru, este cazul să începem. Și am pregătit după sărbători 3 exerciții pe care le putem folosi în prevenirea kilogramelor sau, de ce nu, pentru a scădea în kilograme, pentru că sunt sigur marea majoritate a mâncat în exces. Hai să trecem la treabă, să te rog să ne arăți. Să le arătăm tuturor ce exerciții pot face acasă sau în sala de fitness. Începem cu pasul andat înapoi. Hai, și alternativ, da? 15 repetări pe fiecare picior, bravo! Excelent! Atenție, stop. Următorul exercițiu, coborâm în genuflexiune și 1, celălalt, 2, bravo, 3, 4, ok, așa, continuă, la fel, 15 repetări. M-ați făcut curioasă cu cel de-al treilea exercițiu. Atenție, stop, luăm discul. Și genuflexiune, depărtăm picioarele la o lățime, spatele drept, cobor în genuflexiune, mă ridic și împing brațele în față. Bun, și coboară, bravo, excelent. Foarte bine. Destul de ușor de pe margine, așa că mai convins eu o să rămân în sala de sport, deocamdată atât de aici și înapoi în studio. Mulțumim, Madalina. Nimeni nu vrea să petreacă sărbătorile de iarnă de unul singur, așa că mulți trec cu vederea problemele de cuplu și așteaptă luna ianuarie pentru a le rezolva. Așa se face că imediat ce trece euforia revelionului, numărul celor care decid să înceapă o nouă viață pe cont propriu crește. Colega mea, Madalina Bichir, a stat de vorbă cu psihologul Cristian Andrei, care ne explică de ce apar multe despărțiri imediat după sărbători. De Crăciun, de Revelion, cu toții ne dorim să petrecem în cuplu, alături de parteneri, de cei dragi, dar după această perioadă se produce un declic. Ce se întâmplă? De ce nu ne mai place atât de mult partenerul după sărbători? De ce ajungem în pragul despărțirii și uneori poate chiar la despărțire? Este un simptom foarte interesant al cuplului care era deja obosit înainte de sărbători. Dar cu toții știm că dacă acest cuplu a suferit o vreme, da, și nu a mai fost așa de frumos, după aceea ne gândim, hai să nu ne despățim chiar de sărbători, că o să plângă ea sau că pleacă el și ne facem de râs în fața prietenilor, o mai lungim așa, până după sărbători. După sărbători, mai ales că intră în domeniul acestor rezoluții de sărbătoare, adică el își jură în barbă că gata, de la anul o să fie liber, sau ea că nu se mai poate, că e relația toxică, deja îți propui chiar de dinainte de sărbători ca după ce se termină tot să te desparți. Această idee încolțește în mintea partenerilor înainte de perioada sărbătorilor? Exact. Ideea este încolțită de mult, pentru că altfel nu se explică de ce după ce a fost totul frumos aparent de sărbători, te găsești fix atunci să întorci foaia. Să comparăm această perioadă de după sărbători cu postludiul, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Adică pur și simplu e vorba de esența dragostei între doi oameni se vede în postludiu, după aceea. Da? Ok, ne-am distrat, a fost frumos, ne-am simțit bine. Și după aceea se poate observa dacă el încă mai este cu fața către ea. Dacă ea nu se simte golită de conținut și mai vrea ceva cu acest om. Practic, această perioadă de după sărbători pare să fie mult mai sugestivă pentru relația celor doi decât petrecerea cu băutură și prieteni în jur, când toată lumea e predispusă să zică că se simte bine. Cum gestionăm această despărțire pentru ca niciunul dintre parteneri să nu sufere atât de mult? Există această posibilitate să existe despărțiri parțiale. Pentru că multe lume vorbește despre faimoasa pisică aceea care trebuie ruptă în două. Dar nu cred că este ceva care să servească echilibrul emoțional al persoanelor. Și atunci este foarte bine să existe, de exemplu, nu știu, mai puține ore petrecute împreună să vedem ce se întâmplă. Sau să existe o diversificare a vieții fiecăruia dintre cei doi ca să vedem cum reacționează celălalt sau chiar propria persoană. Adică sunt împotriva acestei rupturi dramatice
impuse când niciunul dintre cei doi nu era pregătit. Există șansă de împăcare și după despărțirea de după sărbători? Cu siguranță că există șansă de împăcare, că vine Valentine's Day. Glumesc, bineînțeles. Adică vor mai fi ocazii în care cei doi să simtă că le este bine împreună. De foarte multe ori o mică pierdere, adică acea mică despărțire care se întâmplă în mai toate cuplurile, îți arată ce valoare are cealaltă persoană pentru tine. Fiindcă, de fapt, în viața asta, doar pierderea îți arată valoarea lucrurilor. Astăzi facem cunoștință cu Diana Crețan, o tânără cântăreață descoperită de Georgiana Lobonț. A renunțat la un moment dat la cariera artistică pentru a reveni pe scenă la îndemnul celebrei artiste. Dar întreaga poveste o aflăm chiar de la Diana. Bună ziua și bine ai venit! Bună ziua și bine v-am regăsit! La mulți ani vă spun și la mulți ani și celor de acasă! Mă bucur să mă aflu aici, în platoul dumneavoastră. Noi îți mulțumim pentru prezență. Spune-ne, te rog, sunt foarte curioasă să aflu de ce ai renunțat la muzică la un moment dat, mai ales că iubeai ceea ce făceai. Eu din totdeauna am iubit muzica, am iubit să cânt, dar, într-adevăr, la un moment dat a trebuit să plec în Marea Britanie, împreună cu soțul meu, pentru a ne face o viață mai frumoasă, pentru a ne construi un viitor frumos și ne-a întemeia o familie, ceea ce am și făcut. Și nu ți-a fost greu totuși să renunți total la muzică? De ce nu ai încercat acolo, nu știu, să faci ceva cu muzica? Într-adevăr, mi-a fost puțin greu la început, dar sora mea, Lorena Robu, mi-a spus așa: măi, Diana, tu nu trebuie să renunți cu totul. Fii atent cum facem. O să vii cu mine într-o formație, vom cânta împreună cât poți. Dar tu nu trebuie să renunți, tu trebuie să mergi mai departe. Și atunci am luat, să zic așa, o scurtă pauză și am cântat cât am putut eu, măcar de dragul meu și de dragul să nu mă pierd. Cum ai revenit pe scenă? Ce s-a întâmplat? Cine anume te-a determinat să revii? Da, frumos. S-a întâmplat o ascensiune atunci când eu am cunoscut-o pe îndrăgită artistă Georgiana Lobonț, pe care o și salut, este o scumpă și mă bucur din suflet că am cunoscut-o. Am întâlnit-o la botezul copilului meu, Thomas, la copilul meu cel mare, și m-a auzit cântând. Și a spus așa: fată dragă, tu trebuie să fii ascultată de toată țara. Și a zis: uite cum facem, mergi la Florin Pește și o să aibă el grijă de tine. Dar tu nu trebuie să te oprești din cântat, tu trebuie să mergi mai departe. S-a și întâmplat și le mulțumesc din suflet. Deci a avut un rol foarte important, în cariera ta. Bineînțeles, pentru că în momentul în care cineva te încurajează și te susține și vine din partea unui așa mare artist, atunci prinzi curaj și îți dă încredere și îți dă o speranță că într-adevăr tu poți mai mult și trebuie să faci mai mult. Ea este, înțeleg, și nașa fiului tău cel mic. Da, da, este. Vreau să-i mulțumesc pe această cale lui Georgiana și vreau să mulțumesc familiei. Sunt rolul oameni... ei de nașă v-a apropiat și mai mult? Și mai mult. Asta vreau să spun acum, că familia ei și ea și nașul Rareș sunt niște oameni extraordinari și ne-a unit atât de frumos și ne-a primit în familia lor atât de frumos. Sunt niște oameni minunați și ne-am creat momente foarte frumoase împreună. În momentul în care, țin minte ziua când noi practic am propus de naș, am discutat până la 5 dimineața, deci nu ne-am dezlipit unul de celălalt. Ai lansat de curând o piesă intitulată 9 zile triste, una fericită. De ce 9 și nu invers? O să le facem, o să le facem pe cele triste fericite. Te regăsești în aceste versuri? Mă regăsesc foarte mult. Este o melodie marca Florin Pește și dumnealui mereu mi-a făcut toate proiectele mele să sune pe sufletul meu și pentru mine. Mă regăsesc eu și cei de acasă pentru că am primit multe mesaje de încurajare și mi-au spus că se regăsesc, ceea ce mă bucură. Eu niciodată nu i-am cerut lui Dumnezeu mai mult decât am acum. Din contră, mi-a dat mai mult decât vreodată, dacă m-am rugat, mi-a dat mult mai mult. Și tocmai de aceea mă regăsesc în acest cântec. Hai să mai ascultăm un fragment din această piesă. Cine îți scrie versurile? Cine se ocupă de toată această parte? Domnul Florin Pește, cu întreaga lui echipă. Și le mulțumesc din suflet, sunt niște oameni extraordinari și profesioniști. Și m-au citit înainte de fiecare melodie, discută cu mine și
mă citesc și spun, fii atent, Diana, acum îți fac niște versuri pentru tine și familia ta, ca tu să cânti din suflet. Pentru că așa mi-a spus, că eu cânt din suflet pentru oamenii de acasă. Mi-ai spus că ai doi copii, ți-ar plăcea să ți calce pe urme, să cânte și ei? Da. Acum soțul meu se uită că el dorește să-i facă fotbaliști, dar... Și tu ai vrea artiști. Dar eu aș vrea artiști, da. Chiar dacă este greu, pentru că viața de artist nu este ușoară. Chiar și acum, eu fără familia mea, dacă nu mi-ar fi fost alături, pentru că cu doi copilași nu e foarte ușor să... Ți-ar fi fost greu să vii chiar și până aici fără ei. Exact, exact. Și atunci... Într-adevăr, de asta, 9 zile triste, una fericită, mai e și zile grele, dar ce m-a ajutat pe mine foarte mult este Dumnezeu și familia mea, pentru că mi-a fost alături și mi-este în continuare alături și le mulțumesc din suflet. Cum ați petrecut de sărbători, de Crăciun, de Revelion, cum ați petrecut? Este primul an când eu cu soțul meu am dorit să fim acasă de sărbători. Să fim acasă, alături de copiii noștri. L-am primit pe Moș Crăciun pentru prima dată, că copiii mei sunt mici, unul are un an și 9 luni și celălalt 8 luni. Și pentru prima dată l-au văzut pe Moș Crăciun fizic. Și atunci pentru noi a fost o mare bucurie să vedem familia aproape, bunicii și copiii lângă noi. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în jurnal și te mai așteptăm pe la noi. A fost o plăcere. Salut pe toată lumea și le mulțumesc tuturor că mă ascultă și mă vizionează. Îți mulțumim încă o dată. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Nu uitați, cele mai importante informații le aflați de pe site-ul știrilecanalde.ro. Acolo unde, printre principalele subiecte, găsiți detalii despre cauza incendiului de la ferma dacilor, dar și amănunte despre incendiul dintr-un bloc din Ilfov. Tot pe site aflați care au fost primele mărturii ale pasagerilor din avionul cuprins de flăcări din Japonia. Dacă aveți o știre pentru noi, așteptăm imaginile, pozele și informațiile pe numărul de WhatsApp 0753 123 133, sau ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Nu uitați, de la ora 19 începe principalul jurnal de știri prezentat de colegul meu Cristian Sabah. O zi frumoasă vă doresc. La revedere. Bună ziua, dragii mei! Până mâine dimineață avem în vigoare cod galben de precipitații. În Carpații Occidentali, în vestul Carpaților Meridional și în nordul Carpaților Oriental, dar și în județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița, Năsăud și Mureș, va ploua, iar la altitudini de peste 1700 de metri vor fi ninsori și se va depune strat nou de zăpadă. Astăzi, valorile termice se vor menține cu mult peste cele specifice pentru începutul lunii ianuarie. În regiunile intracarpatice vor fi înorări și perioade în care va ploua, iar în sud și în est cerul va fi temporar noros și numai pe arii destrânse se vor semnala ploi slabe. Temperaturile maxime se vor încadra între 4 și 14 grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi mai mult înorat, iar mercurul din termometre urcă până la 10 grade în Târgoviște, 9 grade în Slobozia. În Transilvania ne așteaptă vreme închisă cu precipitații. 9 grade vor fi în Sibiu, 8 grade în Cluj-Napoca. În Moldova se anunță o zi întunecată, cerul va fi mai mult înorat, iar termometrele vor indica până la 10 grade în Focșani, 8 grade în Iași. În vestul țării avem parte de atmosferă mohorâtă cu precipitații pe arii extinse și vor fi până la 10 grade în Timișoara, 10 grade și în Arad. În Oltenia cerul va fi mai mult înorat astăzi, iar maximele ajung, iată, până la 9 grade în Slatina, 6 grade în Târgu Jiu. În Dobrogea atmosfera va fi în mare parte mohorâtă, iar temperaturile ajung la valori generoase pentru această dată, vor fi până la 12 grade în Constanța, 11 grade în Mangalia. În capitală, cerul va avea înorări, dar șansele pentru ploi sunt reduse. Vântul va sufla slab până la moderat și se vor înregistra 11 grade. La noapte, cerul va fi mai mult senin, vântul va adia slab, iar minima coboară până la 4 grade. Mâine, cerul va fi în mare parte înorat, nu sunt anunțate ploi, iar temperatura maximă ajunge, iată, până la 15 grade. La munte, cerul va prezenta înorări persistente și vor fi precipitații pe arii extinse, în special în Carpații Occidentali.
occidental și nordul Carpaților Orientali. Acestea vor fi sub formă de ploaie, dar la altitudini mai mari de 1700 de metri vor fi condiții pentru lapoviță și nisoare și se depune strat nou de zăpadă. 3 grade vor fi la Stâna de Vale, 2 grade în Semenic. Iar acum prognoza meteo personalizată. Alexandra m-a întrebat cum va fi vremea mâine în Botoșani. Termometrul va indica 12 grade și sunt șanse mari să plouă. Iar dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept toate mesajele voastre, ca de obicei, pe adresa de mail meteoaron@canalde.ro. O după amiază excelentă să aveți, indiferent de vreme.